bună ziua! Mă bucur că sunt astăzi aici și sper deosebire de interlocutorii mei, relația sau colaborarea, colaborarea dintre dintre Mercedes-Benz România și Total Soft nu are o vechime atât de lungă ca cele prezentate până acum, dar sunt convins că este cel puțin atât de interesantă. Și sper ca slide-urile următoare să vă convingă de acest lucru. Când Marian mi-a trimis invitația pentru a participa la evenimentul de astăzi și v-a adresat câteva cuvinte despre colaborarea pe care o avem până în acest moment, m-am gândit că cel mai bine ar fi să împărtășesc cu dumneavoastră, să împărtășim situațiile pe care le-am trăit până în acest moment. Pentru că cred că adevărata valoare a unei echipe, pentru că cred că suntem împreună cu Total Soft, formăm o echipă și formăm o echipă foarte puternică, adevărata valoare a unei echipe este relevată de situațiile în care trece și prin provocările pe care le are de trecut. Am emoții. Pentru că fiind în urmă, este foarte multă muncă depusă de toți cei care au fost implicați. Ați văzut în slide-urile pe care le-am prezentat sutele de pagini care au fost de documente care au fost generate pentru acest proiect, sutele de e-mail-uri schimbate numai între project manageri implicați în acest proiect, sutele sau miile de mega de documente generate tot pentru acest proiect. Și este foarte important și nu vă ascundem faptul că pentru a lansa proiectul pe 2 octombrie am trecut și prin situații dificile. Dar am reușit să facem acest lucru pentru că am acționat ca o echipă. Și cred că acest lucru a fost unul dintre cele mai importante lucruri din acest proiect și pentru a garanta succesul și reușita lui. Am implementat de-a lungul timpului mai multe sisteme și proiecte IT, probabil că mai multe decât conferințele la care ar trebui să țin speech. Și acest lucru probabil că să vedeți. Am avut șansa cu acest proiect să lucrez cu Smaranda, cu project managerul nostru de la Total Soft, care este de departe cel mai dedicat project manager cu care am colaborat. Aș vrea, la fel, să-i amintesc pe Alex sau Florin, doar unii dintre programatorii care au scris cele 13.000 aproape de linii de cod și fără de care nu am fi putut lansa cu succes proiectul. Nu mai vorbesc de contactele inițiale din fazele incipiente ale proiectului pe care le-am avut cu Dora sau cu Bogdan. Au fost fantastici și ei. Și cred că adevărata valoare a unei companii și în special a unei de IT este dată de oamenii care lucrează în cadrul ei. Și exemplele pe care le-am dat sunt convins că nu sunt singulare în Total Soft. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este și faptul că întreaga echipă a fost orientată spre rezultate, dar fără să pună în pericol calitatea. Și acest lucru l-am apreciat. Pentru că timeline-ul proiectului nostru a fost și este unul extrem de ambițios. Dar timpul, cum se întâmplă aproape întotdeauna, nu ne-a fost întotdeauna un aliat. Și cu toate acestea, având gestiunea timpului, Total Soft nu a făcut niciodată rabat la calitate. Și acest lucru înseamnă foarte mult pentru noi. Pentru că întotdeauna o să punem calitatea pe primul plan. Iar pentru cei care au experiență în implementările proiectelor de IT, vă pot spune că nu am avut absolut nicio discuție în contradictoriu în ceea ce privește clasificarea bug-urilor sau change request-urilor. Și asta spune foarte mult. România joacă rol de pilot pentru acest proiect. Dorința este ca acest proiect să fie implementat ulterior și în celelalte piețe din Europa Centrală și de Est. Și sunt convins
că tot Altsov va juca pe viitor și spun asta nu numai din perspectiva mea, ci și din perspectiva colegului meu, Tomasiu Verman, de la Headquarter. Credem că tot Altsov va juca un rol cel puțin la fel de important ca și până acum. Și, după cum spunea domnul Liviu Dragan, poate aici se vede și modul în care evoluează și cum dinamica și business-ul total s-o poate evolua și în celelalte piețe. Pentru că a plecat din România, într-o multinațională, Mercedes-Benz România este o companie Daimler. Credem în acest proiect, credem că este un produs foarte bun și atunci, cu siguranță, va fi implementat și în celelalte piețe. Înainte să închei, aș vrea, în cazul în care nu vă regăsiți încă în baza noastră de date a proiectului, vă regăsim noua clasă A, care sunt convins că vă va convinge să deveniți membri în clubul selectat al proceselor de Mercedes-Benz. Vă mulțumesc!